Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În Botoșani, o doamnă, mamă, a sunat la 112 după ce fiul ei a anunțat-o că s-a făcut vegetarian. A anunțat că fiul era slăbit, nu mânca și are nevoie de ajutor specializat. Nu e vorba... că și-a pierdut mințile. Nu e vorba de niciunul dintre noi, nu? Niciun caz. Ce înseamnă, mă, dragostea de mamă? Exact. Cum să fac eu să-l ajut pe copilul meu? Să mănânce ceva. Vegetarian, să sună la unul. Mănâncă doar ceapă de câteva zile. Salvați-l, vă rog, salvați-l. Asta e... Da, la fața locului a fost trimis un echipaj cu asistent de urgență. Nici nu înțelege-o. Cu două bare de salam. Să-l pună pe picioare. Paramedicii l-au găsit pe băiat certându-se cu mama lui, care i-a încercat să-i explice că nu era nimic în neregulă cu el, scrie Monitorul de Botoșani. Pentru că e mama. Ei, așa, da. Nu mai leșina, băiatule. Minorul ne-a explicat și nouă și mamei că n-are nimic, doar că nu dorește să mănânce carne. Deci caz acut. Ne-a spus că este vegetarian, nu-i place carne. A spus că e primul pe clasă la învățătură, nu bea, nu fumează, dar nu-i place carnea. A spus un ambulanțier din cadrul Serviciului Județean de Ambulanță Botoșani. Nu bea, nu fumează, nu mănâncă carne. Ce viață! Ce va face el? E clar de unul, nu de oamenii deci a ajuns acolo și un echipaj de poliție. Polițiștii au legitimat-o pe doamnă și au spus că e pasibilă de amendă pentru apelare nejustificată a serviciului 112. Singurul motiv pentru care a primit avertisment a fost faptul că minorul însuși i-a rugat pe polițiști să nu amendeze pe mama sa. Cred că mama sa deține, avea cheile de la, nu știu, cămara cu ghivece, cu flori. De la grădină. De la grădină astăzi. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.